eu ca funcționar public cu salariu de bugetar, aveam eu vreo perspectivă? Normal că nu. Dar voi, dragi prieteni, prin șpăgile pe care mi le dați, mi-ați readus speranța. Speranța că să am și eu acolo o vilă cu 2 etaje, 7 camere, 4 băi. Iar la parter, că am vorbit cu Vasile, garaj dublu, Vasile, pentru mașini. Așa că mulțumesc din tot sufletul meu, dragi prieteni, din tot sufletul meu de mamă, soție și cetățean. Fără șpagă. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.